În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernice Părinte Paroh, îndoliată și îndurerată familie și dremăritori creștini, suntem la căpătuiul robului lui Dumnezeu, Petru Lazar. Bădia Petrache sau Nea Petrache pentru mulți, pentru că majoritatea de aici suntem rude de sânge. Suntem frați, suntem unchi, mătuși, suntem verișori și nepoți. Și toți la oaltă ne-am adunat pentru că ne-a chemat Bădia Petrache sau Moș Petrache și ne-a adunat la oaltă în duc de rugăciune și de comuniune. El se adaugă astăzi la părinții lui, părinții noștri, bunicii noștri, străbunii noștri, Dumitru și Maria. Și de asemenea se adaugă la cei care sunt înmormântați în acest cimitir și aș numi doar pe Tanti Cati și pe Pompiliu, la care am participat și eu odinioară la slujba mormântării și care de asemenea ne-au fost și ne sunt rudeni. Este greu să vorbești la căpătâiul unchiului tău și foarte emoționant, pentru că deși distanțele ne-au despărțit, inimile noastre au rămas unite, pentru că prin ființa noastră a curs și curge același sânge. Spunea fiului și verișorul meu, Ovidiu, că a cerut îngăduință să scrie pe poză om bun. Și, într-adevăr, că aceasta este definiția celui care pleacă dintre noi astăzi. Un om bun. Un om care a știut foarte bine să-și drămuiască viața. Un om care n-a trăit degeaba. Un om care a muncit. Un om care și-a respectat părinții și frații, un om care și-a respectat familia, care și-a iubit familia, un om care a lăsat în urmă copii cu minți și nepoți deosebiți, un om care a lăsat în urma lui foarte multă lumină, foarte multă pace, foarte multă blândețe și adevărat că și foarte multe lacrimi. Dar aceste lacrimi sunt lacrimi de iubire. Pentru că noi, cu adevărat, toți cei ce suntem de față, l-am iubit și iubim și dragostea noastră transcende și va merge mărturie înaintea lui Dumnezeu și va fi mărturie înaintea lui Dumnezeu. Pentru că dragostea toate le poate și dragostea și mila biruiește judecata. Deci dragostea noastră biruiește însăși judecata lui Dumnezeu. Ne aflăm într-o perioadă deosebită. Ne apropiem cu pași repezi de Sfintele Paști și pentru noi această familie mare care am devenit mai săraci fără fratele nostru și fără unchiul nostru și fără bunicul nostru, Petru, totuși bucuria și lumina sărbătorii nu poate fi umbrită. Și noi suntem creștini și trebuie neapărat să privim creștinește trecerea din această viață. Și faptul că ne aflăm în preajma Sfintelor Paști
ne demonstrează faptul că moartea nu este ultima instanță. Nu aici s-a sfârșit totul. Moartea are limite mai mari decât ne putem închipui noi. Moartea este doar o trecere din această dimensiune, din această lume, în dimensiunea nesfârșită a împărăției lui Dumnezeu pentru cei care au făcut cele bune și în chinul cel veșnic pentru cei care au făcut cele rele. Deci moartea este doar o trecere de la acestea pământești la cele care sunt dincolo de mormânt, de această existență. Și nădăjduim și credem că pentru robul lui Dumnezeu, Petru, această trecere este una binecuvântată, mai ales că a fost însoțită de suferință. Și această trecere este cu adevărat de la moarte la viață și de la pământ la cer, așa cum se cântă în slujba înmormântării. Suferința, iubiți credincioși și iubiții mei, dacă omul are parte de ea la sfârșitul vieții, este canonul pe care Dumnezeu îl îngăduie și care spală păcatele, care ajută la mântuirea sufletului, care ne curăță întreaga noastră ființă, care ne înduhovnicește întreaga noastră ființă. Suferința pentru cei care trec din această viață, suferința de la capătul vieții, este un semn că Dumnezeu își dorește cu toată ființa Lui să-L mântuiască pe Cel ce trece din această lume. Este semnul că Dumnezeu îl iubește pe omul respectiv. Este semnul că Dumnezeu vrea să-i mântuiască sufletul și să-l sălășluiască între drepții Lui, în împărăția Lui. Pe lângă aceste considerente, învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este începătura învierii tuturor celor adormiți, așa cum auzim cântându-se la slujba învierii. Așadar, pentru că suntem în această perioadă, pentru familia îndoliată, pentru noi toți, această trecere trebuie să fie una care să ne mângâie sufletul, să o simțim ca o bucurie duhovnicească, pentru că avem nădejdea învierii morților, a învierii noastre a tuturor. Dacă n-am crede în înviere și în viața veșnică, ne spune Sfântul Apostol Pavel, atunci este zadarnică credința voastră a tuturor și zadarnică propovăduirea noastră. Și aș completa și aș zice, zadarnic este totul și fără rost, un nonsens. Așadar, iată că învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne demonstrează încă o dată că viața noastră nu se încheie pe pământ, că moartea nu este un sfârșit, ci doar un început și că odată cu moartea ne naștem în împărăția lui Dumnezeu. Nădăjduiesc din tot sufletul și mă rog lui Dumnezeu din tot sufletul că această trecere nu este o întâmplare și să nu fie o întâmplare. Este voia lui Dumnezeu care s-a împlinit pentru robul său, Petru, dar care s-a împlinit și pentru noi toți. Această trecere înseamnă ceva și pentru noi, unul fiecare. Și fiecare o simțim în felul nostru, pentru că fiecare ne raportăm diferit. Iată, unul se raportează în calitate de soție, unul în calitate de fiu sau de fiică,
unul în calitate de nepot sau nepoată, unii în calitate de frați și așa mai departe. Fiecare, cei care l-ați cunoscut, de prieteni și de vecini. Dar raportul nostru corect, iubiți credincioși, trebuie să-l aibă în vedere pe Dumnezeu. Cel care a hotărât, cel care a luat această decizie, ca în aceste zile să treacă din această viață robul său, Petru. Și dacă Dumnezeu a hotărât acest moment, înseamnă că l-a hotărât în favoarea robului său, Petru, dar și spre folosul nostru duhovnicesc, a celor care suntem rude foarte, foarte apropiate și a celor care l-au cunoscut. Și l-am cunoscut atât de bine și ne plânge inima cum plângea el adesea. Pentru că era un om foarte sensibil și nu putea să se abțină atunci când își aducea aminte de părinți, de frați, de rudenii, de copii, de nepoți. Era un om foarte, foarte cald. Era un om, într-adevăr, așa cum zicea Ovidiu, un om foarte bun. Această calitate a lui de om bun va da mărturie înaintea lui Dumnezeu și rugăciunea noastră și străduința lui de o viață va face să îi mântuiască sufletul. Această mărturie de om bun, la judecata finală a lui Dumnezeu, la înfricoșătoarea judecata lui Dumnezeu, va face ca să dobândească pe veci împărăția lui Dumnezeu. Va spune multe și este greu de spus, așa cum vă spuneam la început, și este, cred eu, și de prisos să vorbesc rudelor mele după trup și despre Dumnezeu și despre noi înșine. Lăsăm să vorbească rugăciunea noastră, lăsăm să vorbească sentimentele noastre umane, dar și duhovnicești, și lăsăm să vorbească lacrimile noastre, care chiar dacă vor dispărea de pe obraj, ele vor curge mereu în adâncul ființei noastre. Și pentru fratele nostru și unchiul nostru și bunicul nostru, Petru, dar și pentru toți cei din neamul nostru. Este extraordinar să trăiești aceste momente gândindu-te că încetul cu încetul ființa ta se petrece din această lume. Odată ce au trecut bunicii, odată ce iată au început să treacă unchii și mătușile, odată ce ți-au trecut părinții, de pildă cum a trecut cumnatul său și tatăl meu Neculai, odată ce au trecut cumnați și nepoți, îți dai seama că încetul cu încetul te apropii de împărăția lui Dumnezeu și că nu departe este momentul acesta pentru unul fiecare. Este înspăimântător. Și mă gândeam zilele acestea la mama mea și la unchii și mătușile mele, care sunt o mare familie, 11 frați, de astăzi doar 10, și care au fost 17 frați. Și îmi dau seama că, așa cum ziceam, devenim din ce în ce mai săraci în această lume, pentru că ne împuținăm. Dar, dacă noi credem cu adevărat în Dumnezeu, devenim din ce în ce mai bogați în împărăția lui Dumnezeu, unde avem înaintea noastră trimiși parte din rudeniile noastre care se roagă pentru noi cei ce am rămas în această lume. Facă bunul Dumnezeu ca să-L mântuiască pe robul său, Petru, și să ne mântuiască și pe noi, pe toți. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.